Peste 500 de iubitori ai pedalării de toate vârstele s-au înscris la cea de-a treia ediție a competiției cicliste Polybike Challenge, eveniment organizat de Universitatea Politehnică Timișoara. Cursa ciclistă, care se desfășoară în 21 aprilie la Timișoara, este inclusă și în calendarul Federației Române de Ciclism, desfășurată pe categorii, reunind copii, sportivi, profesioniști și amatori. În preambulul competiției, sâmbătă 20 aprilie, între orele 16-19, organizatorii dau startul antrenamentelor pentru Polybike Challenge 2024. Cycling Warm Up este compus din 3 sesiuni intense, energice și distractive, alături de antrenorii de la World Class România, pe platoul din fața operei. Deschiderea oficială a Polybike Challenge 2024 va avea loc duminică 21 aprilie la ora 11:30. Rectorul UPT, conferențiar universitar dr. Inginer Florin Drăgan, urmând să dea startul competiției moderate de Alexandru Ciocan, fost președinte al Federației de Ciclism și comentator sportiv la Eurosport. La ora 11:45 se va pleca în turul festiv, după care se va da startul curselor pe categorii. La ora 18 va avea loc festivitatea de premiere, unde vor fi recompensați cei clasați pe locurile 1-5. Premiile la cursele copiilor vor consta în produse și obiecte oferite de partenerii UPT. Și la această ediție va fi organizată o tombolă la care se vor acorda 2 biciclete pentru copii, dar și alte premii oferite de Sport Guru. Ca și la edițiile precedente, toți banii strânși din taxa de participare vor fi donați pentru susținerea unor sportivi cu rezultate excepționale din cadrul Clubului Politehnica. Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a Polybike Challenge, traficul rutier va fi închis duminică între orele 11:30-17:00.